Salutare, draga mea! Astăzi vom discuta despre un alt subiect referitor la parcursul meu și mama mea și fertilitatea. Vom aborda momentul de după nașterea noastră, cât de repede s-a întors mama la muncă. Marea majoritate dintre noi am fost plasați bunicilor, am mers poate la creșă foarte rapid, tocmai pentru că mamele noastre au fost nevoite să se întoarcă la muncă conform legislației de la acel moment. Acest lucru a creat niște răni foarte adânci în ceea ce privește partea de abandon. În momentul în care copilul este separat de mamă la o vârstă atât de fragedă, este foarte greu să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ei bine, de aici încep niște credințe limitative și niște blocaje care sunt foarte conectate despre faptul că viața aceasta este grea, nimeni nu mă iubește, nu primesc iubirea de care am nevoie și așa mai departe. Așa că tot ce am povestit zilele acestea, toate aceste blocaje emoționale, toate aceste credințe limitative pe care noi le-am creat involuntar, pentru că nu am vrut în mod normal să avem toate aceste percepții în mintea noastră subconștientă, ne pot împiedica să devenim mămici, pentru că dacă ele sunt foarte bine amprentate în mintea subconștientă, ne vor face să credem că lumea este periculoasă și atunci de ce să aduci un copil într-o lume periculoasă? Faptul că nu te simți în siguranță, la fel, o lume periculoasă. Faptul că mama nu a fost alături de tine și ai simțit că nu există iubire și că această lume este rea și grea, la fel, de ce ai aduce un copil într-o astfel de lume? Și așa mai departe. Revin și mâine cu un nou material tot pe această temă, pentru că consider că este foarte important de explorat tot ce s-a întâmplat în viața noastră, tocmai pentru a vedea de unde pot apărea aceste blocaje emoționale care fie ne împiedică să rămânem însărcinate chiar acum, dacă analizele sunt în regulă, sau ce ne ocazionează diverse boli pe care le avem în prezent. Te pup și te îmbrățișez și ne vedem curând. Pa, pa!